Numărul de șomeri este în scădere. Volumul investițiilor va crește. Anul acesta ieșim din criză. Pensiile și salariile nu se diminuează. Așa să fie oare? În România, tot ce s-a promis, s-a compromis. Sunt Ionel Dancă și te invit să verificăm dacă promisiunile politicienilor stau în picioare. La Test de Stres, vineri și sâmbătă de la 18:45 la Realitatea TV.